În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Învățătorule, unde locuiești? Iubiți credincioși, astăzi este o mare sărbătoare pentru noi, este prăznuirea Sfântului cel dintâi chemat la apostolie, Andrei. Sfântul Andrei pentru poporul român reprezintă foarte mult pentru că de acolo ne tragem seva învățăturii, de la ucenicii Sfântului Apostol Andrei ne tragem și succesiunea apostolică și prin Sfântul Apostol Andrei am intrat, ca să zic așa, în linia întâi între bisericile creștine și creștinate odată cu formarea unui popor. Ca să vorbești despre Sfântul Apostol Andrei, trebuie să fii în primul rând sincer. Eu m-am ocupat să studiez viața Sfântului Apostol Andrei și a durat vreo 7 ani numai până când mi-am întocmit teza de doctorat, care nu avea legătură cu Sfântul Apostol Andrei, dar fiind vorba despre muzică în Dobrogea și la Dunărea de Jos de-a lungul veacurilor, a trebuit să încep prin a mărturisi despre Sfântul Apostol Andrei. E bine să știți că până în anii 70-80, până prin 95 inclusiv, ca să spui că Sfântul Apostol Andrei a trecut prin Dobrogea, parcă picai cu ceară tot ceea ce însemna inclusiv teologie. Și ascultați bine că știu ce vă spun. M-am întrebat de multe ori de ce această înverșunare să nu se recunoască faptul că Sfântul Apostol Andrei n-a trecut prin Sciția. Și încet, încet m-am cam luminat eu și m-am gândit la următoarea cauză pe care acum la slujba am desfășurat-o și trebuie să vă spun și dumneavoastră ca o spovedanie. Cred că frații noștri de la Răsărit ar fi avut puțină supărare să recunoască faptul că sub ei există un popor de sorginte apostolică. Mă gândesc că ar fi una dintre explicații, pentru că inclusiv atunci când a trebuit să-mi susțin teza, am avut 2 procese verbale de la comisie care mi-au întors jumătate din capitole ca să mă mai gândesc. M-am gândit și le-am scris la fel. După 96-97, când lucrurile au început să o ia bine, după 2003, după ce teza mea era scrisă, să știți că au început să se îmblânzească lucrurile. Ori s-a trasat altfel granița, nu mai eram așa de prieteni și vecini cu poporul de la Răsărit, ori Europa a negociat altfel, cel puțin vă spun sincer că eu simt că ni s-a dat voie să mărturisim că Sfântul Apostol Andrei a trecut prin Sciția Minor, Dobrogea de astăzi. Și dacă tot ni s-a dat voie, nu ne mai uităm acum de ce nu ni s-a dat voie aproape 2000 de ani. Important este că ne-a dat voie acum. Dar să știți că adevărul nu s-a inventat acum după 2000. Nu, adevărul era... Sfântul Apostol Andrei cu siguranță a trecut prin Dobrogea și vreau să vă spun câteva lucruri care au rămas în istoria poporului român legat de frumoasa amintire a trecerii Sfântului Apostol Andrei prin Dobrogea. Știți că Dobrogea era legată de țara mamă, iarna mai ușor decât vara. E o celebră vorbă, iarna nu-i ca vara. Iarna îngheța Dunărea. Și coborau oile pe Dunăre, de aia se și numește Vadul Oii, pentru că pe acolo treceau în transhumanță. Și în acest umblet de la Sarmisegetuza Regia până în Dobrogea, veneau strămoșii noștri și au găsit aici, la sudul Dunării, pe unul care venise din Asia. Ați auzit vreodată colindul cu capra? V-ați întrebat vreodată de ce se pomenește acolo de Asia? Hai că încep să ne lămurim, da? Ați crezut că probabil națiunile colocuitoare au zis să dea bide. Mă, fraților, e un adevăr istoric. Asia Mică, adică zona Turciei de astăzi, este și zona Țării Sfinte. De acolo venea un personaj pe nume Andrei cel întâi chemat,
care avea misiunea să creștineze Sciția Minor, adică pământul de până la Dunăre. Intrând în contact cu populația băștinașă de aici, băștinașii noștri, adică care nu erau tocmai de aici, erau veniți un fel de navetiști, veneau cu oile, plecau cu oile, veneau cu oile și ce aveau ei mai la îndemână, aveau niște piei de oaie. Și când au văzut ei că cineva să crede tot în Asia și o să-l apuce frigul, l-au luat pe Sfântul Apostol Andrei și l-au îmbrăcat într-o haină de asta mițoasă de iarnă. O haină care, să știți că am avut curiozitatea odată și am dezbrăcat un cioban să o iau și eu. Să știți că norocul meu că eram antrenat și nu ploua. Atunci când plouă, să știți că are câteva zeci de kilograme bune. Se apropie de un sac jumate de ciment, ca și când le ținem în spate. E bine, acum probabil că Sfântul Apostol Andrei așa de friguros era încât a primit-o așa cum i-a dat-o. De aceea, dacă se uită cineva la patriarhii Bisericii Ortodoxe Surori, o să vadă o pată de culoare. Deși sunt non-culori, atât negrul cât și albul, pată de culoare înseamnă ceea ce e mai puțin într-o mare. Dacă ar fi o mare de alb, pată de culoare ar fi negru. Dacă este o mare de negru, pată de culoare este alb. Și culoarea devine culoare, din non-culoare, prin comparație cantitativă, nu calitativă cu celălalt. Așadar, dacă vedeți o icoană a unui sinod, veți vedea acolo în centru o reverendă albă, o rasă albă și o camilafcă albă. O să mai vedeți și numai o camilafcă albă care aparține fraților de la Răsărit de care am făcut vorbire mai înainte. Ei bine, vă spuneam eu și ieri, dar îmi place să vă repet, atunci când nu știi total un adevăr, mai bine taci. Acum vreo două săptămâni am citit un articol, dacă era la MasterChef, ziceam, alucinante. Cineva se lua de patriarhul nostru spunând, ia uite domne, era toată țara în doliu și el era îmbrăcat în alb. Păi bă, fratilor, așa e uniforma vrei. Dar dacă nu știi de la ce vine albul acela, poate nu te-a învățat nimeni, dar întreabă-mă, tată, întreabă. Ei, de la Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei ne-a făcut acest mare dar ca patriarhul Bisericii Ortodoxe Române să se deosebească de ceilalți. De ce? În amintirea frumosului obicei de ospitalitate pe care strămoșii noștri l-au arătat celui întâi chemat dintre apostoli, Sfântul Apostol Andrei, pe care l-au îmbrăcat în haina lor de oaie albă. Acum să știți că multă vreme m-am gândit că dacă ne uităm așa pe o pajiște cu oi, apropo zicea cineva prin anii 80 că fusese prin Canada și acum toți întrebau, părinte, dar cum e pe acolo, una alta? Și bineînțeles ai voie să-i pui orice întrebare când vine unul. Înainte să știți că noi călătoream odată cu profesorii noștri, că n-aveam pașaport, n-aveam voie să ieșim din țară. E, unii și-au luat pașaport, dar mă rog, i-a costat după aia. Că a trebuit să dea declarații. Da, au pașaport și au voie să plece. Problema este următoarea. Când venea câte cineva de afară și mai ales profesori de-ai noștri, ne lăsau să le punem orice întrebare. Și după ce au epuizat ăștia întrebările, noi ne dăm seama că nu prea s-a vorbit de ceea ce credeam noi pe Canada. Când ne gândeam la Canada, ne gândeam la arțarul, la frunza de arțar, auzeam că se face și un sirop, mă rog, și știam de oi. Ori, părinte profesor, nu spusese nimic despre oi. Și l-am întrebat, dar oi ați văzut? Deci că am văzut decât două turme. Ce cum adică? Deci am mers cu trenul, zice, vreo 400 de kilometri și era o turmă pe stânga și una pe dreapta. Dar în a turmă, mă gândesc eu, probabil că erau și niște cârlani negri. Să știți că oile nu sunt toate albe. Și totuși, puritatea la care se gândesc ciobanii noștri, i-a făcut ca niciodată să nu poarte decât alb pe ei. Pentru că albul alungă duhurile necurate și negrul le atrage. De aceea, patriarhul nostru, de la Sfântul Apostol Andrei încoace, trebuie să poarte și în zi de doliu rasă albă.
Dar spuneam că să vorbești despre Sfântul Apostol Andrei îți trebuie ceva curaj. Dar în afară de curaj, să zic că îți trebuie neapărat și informație. Pentru că degeaba te avânți așa cu curaj, dar când să spui ceva cu curaj, nu știi decât să zbieri. Curajul înseamnă și să zbieri câteodată, dar să știi ce să spui când zbieri. Pentru că una e să zbieri așa, mi-aduc aminte de un copilaș care știa vreo două versuri dintr-o poezie cu cinci strofe. Și după ce a zis celelalte, primele două versuri pe care le știa, a început numai așa să îngâne și a zis-o până la capăt. A făcut până la a cincea strofă. Mai țineți minte că atunci când aveam un alt regim, erau doi care învățau tabla mulțirii și ca să învețe mai ușor, învățau pe cântat. Ziceau 1 ori 1, 1, 1, 2, 2 și învățau așa. Și la un moment dat când se fac o socoteală, eu zic, băi, 5 ori 7, nu mai știu decât melodia. Versurile le-am uitat. Va să zic că să vorbești despre Sfântul Apostol Andrei, trebuie să o faci cu curaj pentru că Sfântul Apostol Andrei este unul dintre cele mai interesante figuri de apostol. Aflăm că a fost cel din tâi chemat. În ce sens? Erau doi ucenici, dintre care Sfântul Apostol Andrei unul, care mergeau cu Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul, să știți că era un proroc care avea ucenici, dar doi dintre cei mai importanți au fost lângă el, pentru că lângă maestru, întotdeauna, stă cel mai apropiat. Și maestru nu zice chiar cu voce tare multe, sau chiar dacă zice cu voce tare, sunt mulți pe lângă el și n-aud toți. Cum la cina cea de taină pe pieptul Mântuitorului a stat Ioan, ucenicul cel iubit, și a auzit cine este cel ce te va vindece, cel ce întinge cu mine în mâna îmblit. El a auzit. Acum eu când eram mic mă întreba, bă, nu-l fi auzit și ceilalți chiar așa? Nu, n-au auzit ceilalți, pentru că a vorbit numai pentru el. E, probabil că într-una din situațiile de genul acesta a fost și Sfântul Ioan Botezătorul când mergând l-a văzut pe Iisus pe malul celălalt al Iordanului. Și a zis despre el, probabil cu voce mai coborâtă, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și atunci când a auzit Andrei, nu se spune chiar dacă i-a cerut binecuvântare sau nu, ci pur și simplu a plecat după el. L-a lăsat pe Sfântul Ioan și a plecat după învățătorul. Și ce credeți că a făcut? A mers așa cam tip-til-tip-til după el, până când Mântuitorul a simțit că vine cineva după el și ce faci? Și învățătorule, ce voiești de la mine? Vreau să văd unde locuiești. Și vino și vezi. Și s-a dus și a văzut și a rămas acolo și din acel moment Sfântul Apostol Andrei nu a mai fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, ci a rămas ucenicul Mântuitorului, primul dintre apostoli, care l-a chemat și pe fratele său Petru, apoi pe Filip, pe Natanael și pe toți ceilalți. Prin Sfântul Apostol Andrei, va să zică, s-a deschis ceata ucenicilor. Și cum s-a deschis? Unu, prin curiozitate și doi, prin grija de a merge până la capăt. În momentul când a aflat de la Sfântul Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, a vrut să se convingă și și-a dat seama că nu o să se supere cel care a mărturisit așa despre Mântuitorul, nu o să se supere dacă îl părăsește. Cu alte cuvinte, fără a spune multe vorbe, i-a transmis prin gest Sfântului Ioan, eu am mers cu mata până aici, înseamnă că până aici mi-a fost drumul lângă mata și merg mai departe. Și într-adevăr, bine a făcut că a mers lângă cine a trebuit. Asta nu înseamnă că Sfântul Ioan Botezătorul nu era de urmat. Dar până acolo mergea activitatea împreună cu Sfântul Apostol Andrei. Spuneam că Sfântul Apostol Andrei este într-adevăr un personaj deosebit și o imagine deosebită în fața celorlalți apostoli, nu numai prin faptul că a fost cel întâi chemat, ci prin faptul că i-a chemat și pe ceilalți și i-a pregătit. De exemplu, s-a dus și a spus lui Filip. Și ucenicul Filip i-a zis lui Natanael și au început acolo să se ducă, cum să vă spun eu ca să înțelegeți mai bine,
când îți deschizi un cont pe Facebook și încep să vină prietenii, băi, vedeți la ăla, ascultați. De exemplu, cu mare drag ascult predicile părintelui Calistrat, care, într-adevăr, este o enciclopedie și o dorință de om care vrea să transmită ceva, sau pe părintele Constantin Necula. De ce? Pentru că am avut de la cine să aflu. E, cam așa ceva s-a întâmplat cu ucenici. Au avut de la cine să afle. Ca să spun așa, era o placă turnantă, o placă de bază și i-a trimis pe toți ceilalți. Și când au aflat Natanael de la Filip, care aflase de la Andrei, a început discuția teologică. Păi, dar toți citiseră, așteptau pe cineva, dar la un moment dat zice, din Nazaret, zici că e, dar poate să fie ceva bun, hai să vino și vezi. Vino și vezi. De aici trebuie să învățăm că principala noastră misiune este să cercetăm. Sfântul Apostol Andrei a plecat de la Ioan spre Mântuitorul și s-a dus după Mântuitor să vadă ce vrei să... Păi să văd unde locuiești. Vino și vezi. Când a întrebat Natanael pe Filip, o fi ceva bun din Nazaret? A zis, vino și vezi. Asta înseamnă, fraților, că noi creștinii suntem chemați să cercetăm. Nu crede și nu cerceta, așa cum de multe ori se citează, nu știu de unde se citează, că din Scriptură niciun caz, dar așa s-a pus o etichetă, tot pe vremea fraților de la Răsărit. Dar să revenim la curajul nostru. Înseamnă că noi, în calitatea noastră de creștini, suntem chemați, într-adevăr, să cercetăm. Și cercetând mai departe, vedem în Sfânta Scriptură pe Sfântul Apostol Andrei, când vine la Mântuitorul, care nu mai știa ce să facă cu mulțimile. Veniseră ucenicii, zice, dă-le drumul mulțimilor, că deja se face seară. Ce să facem cu 5.000 de bărbați pe cap, în afară de femei și copii? Și Mântuitorul s-a întors și dați-le voi să mănânce. Și atunci n-a mai avut nimeni curaj. Toți au plecat, dar cel care era întâi chemat, care văzuse unde stătea Mântuitorul, ca să spun așa, nu putea să zică, băi, haide să-i ducem acasă la Mântuitorul, că știa unde stă. Și atunci el a luat cuvântul și a zis, e aici un puști care are 5 pâini de orez și 2 pești. Și Mântuitorul a zis, aduceți-i în pace. Și de aici a fost celebra înmulțirea pâinilor, din care s-au săturat 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Ca să zic că tot Sfântul Apostol Andrei a fost cel care a avut curaj să spună, Doamne, dar ne-a spus, nu te supăra, dar la 5.000, 5 chifle de orez și 2 pești, nu știu dacă ajung. Nu, a zis, este cineva care are 5 pâini și 2 pești. Asta înseamnă că noi, tot în calitate de creștini, dacă aflăm că e nevoie de ceva, să spunem, uite, asta avem. E bine, nu e bine, eu vă spun ce avem. Se spune că odată eșuate la țărmul oceanului, era puzderie, românește, și de mii de steluțe de mare, eșuate. Și toată lumea se uita așa, nu știu dacă erau chiar pe vremea Instagramului să facă poze sau selfie cu ele, dar toată lumea se holba, se holba acolo. Și un copilaș lua câte una și o arunca în... și unui nene a fost milă, l-a văzut jumătate de oră, numai asta făcea copilașul, lua și arunca câte una. Și zice, mă, copile, nu vezi, mă, că mii, zeci de mii, milioane de steluțe, o să poți să faci mare lucru? Zice, mă, nene, să știi că nu pot să fac mare lucru. Dar pentru cele pentru care am făcut asta, am făcut totul. Asta învățăm de la Sfântul Apostol Andrei. Dacă ne speriem de misiunea pe care o avem, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Eu, dacă m-aș speria personal, vă spun și iar, o să fiu criticat că vorbesc despre mine, dacă m-aș uita la mulțimea mesajelor la care câteodată mă gândesc și fără să mi-o luați nume de rău, zic, bă, pe care să-l deschid primul, fac ca la ruleta rusească, apăs pe ăla și pac, ăsta e. Mă, nu pot să le rezolv pe toate, vă imaginați că nu sunt așa de nebun încât să cred că le rezolv pe toate. Mă, dar pe care l-a rezolvat, l-a rezolvat. Bă, dacă doi dintr-o sută i-a rezolvat într-o dimineață peste programul meu, consider că sunt băiețelul ăla care a luat steluțele și le-a aruncat în apă. Bă, era puzderie de mesaje, da? Dar am luat și eu două, atât am putut. Mai au mâine încă două. Cine are răbdare și nu moare pe cale și nu mor înaintea lui, sigur că se va întâlni cu mine.
Este foarte important ca acest mesaj să fie luat de noi. O să zic că vezi așa mulțime de 5.000 numai de bărbați, guri, care n-au mâncat de 24 de ore, că se uită la tine și tu zici, Doamne, am găsit eu pe unul care are 5 pâini. Asta înseamnă fitilul care a aprins minunea cea mare a înmulțirii pâinilor și a peștilor. Iubiți credincioși, de la Sfântul Apostol Andrei, va să zică, măcar să învățăm curajul. Și știți de ce m-am oprit la tema aceasta? Pentru că numele Sfântului Apostol Andrei în grecește, Oanirto Andros, înseamnă bărbăție, curaj. Aș vrea ca pe această cale să urez tuturor celor care sunt însemnați cu numele celui din tâi apostol, apostolul românilor, printre altele, să fie luminați de curajul lui Andrei, de insistența lui Andrei și mai ales de inițiativa pe care întotdeauna a avut-o. Aceea pe care n-a învățat-o la nicio școală, decât și-a ascultat sufletul. Nu l-a învățat nimeni, pleacă de la Ioan și du-te la Hristos. Nu, el a simțit că deja și-a încheiat activitatea lângă Ioan și merge mai departe. Și de la el trebuie să învățăm lucrurile acestea, pentru că Sfântul Apostol Andrei n-a rămas în urmă. El e înaintea noastră. El ne așteaptă pe noi în lumea de dincolo să ne întrebe câte steluțe ați aruncat în mare. V-a speriat mulțimea lor? N-ați făcut nimic. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.